Salut, fraților, Allbox aici și, din nefericire, filmez pe telefon. Acum poate mă întrebați de ce filmez pe telefon, îmi pare rău pentru calitatea audio, însă motivul este că am început să mă cam simt rău azi și filmez totul din pat și filmez totul pe telefon cu un screen capture software pe acolo. Și da, n-am avut cum să fac o reacție la cea mai nouă știre care sunt formele lui Zygarde. Ați vrut Pokémon Z, fraților? Uitați-l. Deci, hai să ne uităm la video, cel mai bine. Deci, o să facem o mică analiză. Ok, got it. Zygarde 10% form. Deci, să vă povestesc cum funcționează toată treaba. Rapid, ca să pot reveni să mă odihnesc și așa mai departe, pentru că nu mă simt cel mai bine acum. Bun. În jocurile trecute, Pokémon X și Y și Oras, aveam data de la niște mișcări numite Thousand Arrows and Thousand și Thousand Waves, ok? Faza că aceste mișcări sunt folosite de Zygarde, vedeți, de forma 10%, care din nou arată foarte șmecher și o referință foarte bună la câini din viața reală. Și da, îmi place cum arată cățelușul ăsta. Și prezint că o să fie în Overused, un fel de Glass Cannon, după cum arată. Și aici cred că e un Primal Form, nu știu, un fel de transformare ca cea Primal, presupun. Zygarde Complete Form. Oh, that looks nice. Și da, și are o mișcare nouă care să vă arăt. Deci, let me show you guys. Ați vrut Pokémon Z? Pokémon Z ați primit. Uitați-vă, deci ăsta e Z-ul vostru, numai atât a primiți. Și da, cam asta a fost. Ne-a dat decât un pic showcase la formele noi ale lui Zygarde, care e o chestie destul de șmecheră. Și a dat rectul la un Garchomp, te-ați văzut. Da, alte chestii n-am mai primit noutăți. Presupun că e și un trailer al Japan care e fucking același lucru. Și da, cred că o să aibă cam același typing ca Zygarde, adică Ground Dragon. Mișcările astea, din câte știu eu, sunt de Ground, Thousand Arrows, parcă lovea și Pokémon de tip Flying, deși era mișcare de Ground, și Thousand Waves, pana mea. Deci da, am primit noutăți și pot să zic că e foarte șmecher. Îmi place, mi se pare că forma 100% completă, mi se pare că seamănă un pic Optimus Prime. E părerea mea, nu știu. Și da, în rest n-am mai, nu se pare nimic. Îmi place foarte mult forma obișnuită, forma aia de cățel, că de-abia aștept să o folosesc. Și da, alte chestii, nu prea am ce să zic, foarte șmecher. Și da, îmi pare rău că n-am înregistrat prima mea reacție, pentru că deși stau pana mea în pat, am avut o reacție destul de șmecheră. Deci da, fraților, mulțumesc că v-ați uitat așa la acest episod. Nu uitați, uitați-vă acolo jos la butonul de like și dacă nu știu, le subscribe. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye!